Oprește războiul dintre bărbați și femei. Noi suntem în război ca bărbați și femei și se cere să facem pace, dacă dorim să putem să ajungem să ne bucurăm de noi înșine și de partener. Ca să facem pace, se cere să conștientizăm că nu avem nimic de dovedit nimănui și că sunt diferiți atât prin structuri fizice, cât și emoționale și mentale. Percepem diferit, experimentăm viața diferit și tocmai această diferență este cea care ne atrage unul către celălalt. Totuși, în cazul meu și a multor clienți de-ai mei, a fost necesar să devenim conștienți de această diferență fără să o mai judecăm. Este firesc ca bărbatul să aibă mai multă energie fizică decât femeia, fără ca pe ea să o facă să se simtă slabă acest fapt și ar fi normal ca ea să învețe să-și folosească energia sănătos. E firesc ca femeia să se poată adapta mai ușor, fiind atentă la toate detaliile, și bărbatul să primească informații descoperite de ea despre aceste detalii, fără să-l facă să se simtă judecat pentru asta. Este chiar firesc ca el să se și încarce cu ceea ce dăruiește femeia din flexibilitatea ei, pentru că acest lucru îl ajută să fie mai performant în lume. Și este firesc ca să se arate cu toată recunoștința pentru suportul acordat de ea în viața sa, în timp ce ea îi oferă oricum iubire necondiționată. E bine că toate acestea se petrec pe baza unor valori de libertate, sinceritate, blândețe și siguranță. Dacă nu ai o astfel de relație, e important să te întrebi, cum contribui tu la asta? Și de ce să rămâi într-o relație în care este război când ai putea avea o astfel de relație? Scrie-mi în comentarii ce te împiedică să oprești războiul cu partenerul tău. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți vindești durerile ca să te bucuri de viață. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!